Subiectul e încins, e complicat, sunt foarte multe telefoane. Avem însă două doamne foarte competente în studio, doamna Doina Părcălabu și doamna Doina Barcari, și de asemenea acum intrăm în legătură directă și cu Cristian Sima, pe care am să-l rog să comentăm împreună povestea asta legată povestea. Situația asta, că e o situație legată de pensii, mai întâi legată de pensiile din România, Cristian Sima. Nu știu dacă ai cotizat. Ești pensionar? În ce situație ești? Păi, să spunem așa, la un salariu care a variat între 18.000 și 90.000 de lei noi timp de ani de zile până în 2012, cred că am cotizat mult, dar nu știu dacă o să iau vreo pensie. De ce? După aia, în 2012 am întrerupt. O să spun și de ce m-am angajat acum cu salariul minim pe economie, pentru că eu oricum sper să-mi iau doar pensia din Elveția sau din celelalte țări unde am lucrat, că de la noi mă îndoiesc că o să iau ceva, pentru că legea e făcută astfel încât să nu conteze contributele, toate contribuțiile astea pe care le cotizez de-a lungul vieții, ci mai ales ultimii, nu știu, 5 sau 6. Nu, e legea 3, nu. Da. Face confuzie între legea 3 și legile astea. Doamnă, când ajung la pensie, vin la dumneavoastră și vă arăt cu ce pensie o să ies. Dar vă spun eu că la cât am cotizat eu, și am cotizat greu, v-am spus, minim salariu aveam 18.000 de lei noi, maxim, și mi l-am dat singur de la firma mea, am avut și 90.000 de lei. Și am cotizat și la sănătate. La sănătate n-am beneficiat niciodată, m-am folosit doar de... Cam câți ani ai cotizat? Uite, sunt curios și colegii de aici din studiu. Să vă spun. Deci în comunism am cotizat din 1985, de când am terminat facultatea, până în 90. Da? Dar mi-au pus vreo 2 ani. Am mai cotizat și în 99. M-auziți? Da. Eram asistent la Politehnică. Între 90 și 92, vă mai spun ceva, eu nu mai eram în țară. Dar colegii de la catedra matematică mi-au luat salariul vreo 2 ani și am văzut în cartea de muncă că mai există încă 2 ani până în România cotizând. Deși eu trăiam în Italia, vă arăt, luam salariu acolo. E o țară. Problemă. România, e o țară, asta e. Da. Dar vezi că da, rămâne, casa de pensii notează acum și ce Sima, când vine la calcularea dosarului de pensionare, tăiați-i 2 ani? Nu. Dacă salariul a fost luat de colegi, legi, dar așa, pe el s-a plătit contribuție pe numele domnului, dânsul. Logic că s-a plătit. Păi da. Au vrut să ia salariul. Te-ai scos, n-ai muncit, dar ai luat contribuție. Da, așa. Bun. Așa, după aia, deci am o întrerupere în cartea de muncă până în 97, m-am reîntors, am făcut VBS-ul, am fost președintele bursei din Sibiu, știi toată povestea, și mi-am dat salarii mări. Mai, puteam să-mi dau și minim pe economie. Acum, dacă vă întreb, îmi pare rău că nu mi-am dat minim pe economie, pentru că oricum pară, sunt că o să bani fie aruncați. Vă spun eu că e bine. Mă rog. Doamne, dar câtă încredere am în dumneavoastră, vă spun. Deci, e bine, nu, e bine că aveți încredere. Sunt convins că o să fie. Da. Așa, după care... am plecat în 2012 și-s proaspăt angajat de 3 luni, dar să spun de ce-s proaspăt angajat. Eu am o asigurare de sănătate super scumpă în Elveția, care îmi plătește tot ce aș face și în România, și în America, și în toată Uniunea Europeană. Problema e că am avut 2-3 probleme aici la spitalul de stat. Că dacă mă duc la privat în România, la un spital privat, îmi dă factură, elvețienii o plătesc eu, elvețienii mi-o decontează, nicio problemă. Dacă mă duc în schimb la un spital privat, norocul meu că toți colegii mei sunt mari chirurgi, medici și așa mai departe, dar îi pun într-o situație îngrozitoare, pentru că trebuie să mă introduc acolo clandestin. Pentru că nu există un sistem la asigurările de sănătate într-un spital de stat, unde să vină un străin să plătească, să primească o factură și să primească servicii medicale. Păi ce, nu sunteți cetățean român? Nu sunteți cetățean român? E cetățean român, dar dacă nu e... Ba, da, da. Auziți, nu mai spune și cu cetățean român. Nu sunt cetățean român, sunt cetățean român, dar n-am buletin, am buletin de CRDS-ul, știți ce e?
Dacă nu știi, tu ai o viață complicată. Dacă nu știi, vă arăt eu buletinul, da. Stați că-l găsesc repede. Lasă-l încolo de buletin, fiate, mai degrabă povestește. Păi nu, să vedeți cum arată un buletin. Așa. De cere de seu. E valabil un an de zile. Da. Așa, pentru ăștia care am plecat din România și avem domiciliu în altă țară. Vezi că stai, e așa ca un bilet de tramvai. N-a arătat prea mult ca să nu zică cineva cu galea, cu datele personale, cu nu știu ce, intrăm în altele. Nu am eu problemă dacă... Păi n-ai tu, dar am eu. Ce vrei să mă ia CNA-ul după aia să-mi spună că ți-am dat CNA-ul. Da, CNA-ul. Hai să nu exagerăm. Hai, așa. Bun, să nu divagăm discuția. Da. Deci, chestia e că acum a trebuit să mă angajez la o firmă pe care tot am făcut-o în sfârșit. Așa. Ca să-mi iau acest minim pe economie, pentru că altfel nu mă primesc în spital de stat. Și dacă, Doamne ferește, mi se întâmplă ceva și mă duc la Fundeni, nu vreau să-mi pun toți prietenii într-o situație delicată să mă introduc acolo pe ușa din dos. Deși, dacă mă duc la Regina Maria, la Sanador, acolo nu contează cât. Hai să spun și o situație. Dați voie să spun și aproape, că tu la chestia asta. Fiica mea studiază într-o țară străină. Da? Și, în mod normal, un student, da, în România, merge pe asigurare de sănătate a părinților. Da? Că așa funcționează chestiunea asta. Pentru că a îndrăznit să studieze într-o țară străină și nu e mai spune, așa, în România, da? În România ea nu are asigurare că nu e recunoscută nu povestea asta. Păi ce, nu are nici cetățean român? Atenție, statul român. Ba da, dar e student în afară, nu e student în România. Spun, dacă era student în România, funcționa. Știu povestea. Deci, asta, deci vă spun încă o dată, părinți care aveți studenți care, sau copii care... Pentru că sunt deștepți, buni, sau pentru că voi puteți să-i trimiteți afară, în străinătate, sau să studieze. Să nu cumva să credeți că statul român să gândește să-i asigure cumva, să le asigure, să le dea asigurare de sănătate în România. N-au asigurare de sănătate în România. Da? Automat. De ce? Nu. Pentru că au îndrăznit să facă o școală dincolo de granițele României. O mizerie ordinară. Puteți să-i plătiți asigurare în mod preferențial și atunci... Doamna Barcar, e o mizerie. Copilul ăla e tot student. Da. Că nu e student la ASE în București și e student la ASE la Zurich sau pe nu știu unde, e student. Da, nu e. Vine și dovedește, e student. Cum adică să n-aibă asigurare dacă vrea la un dat să... În vacanțe stă în România. Acum e în țară. Dacă mâine strănută și trebuie să o duc la doctor, o să-i se spună unde să asigure. Sunt studentă în America. Păi ne pare rău, nu se poate. Să vii cu tactul tuns la spital. Mâine nu știu ce, că nu se poate una acasă. Revenim, hai să ajungem la pensii din nou. Rapid, Cristian, să mă vreau un comentariu de la tine despre sistemul de pensii din, nu numai din România, peste tot. În Franța l-am auzit pe Macron vorbind în campanie electorală despre sistemul de pensii. E jale și la ei. Acolo și ei au pensii speciale, referențiale. De ce? De ce? Că oamenii plătesc, mă, contribuții. De fonduri. De ce? Păi, haideți să explicăm două lucruri. În România, așa, eu acum, sau tu, da, plătești pensiile părinților noștri, a celor bătrâni. Care și-au plătit, da, și nu mai au bani. Da. Haideți, doamne, lăsați-o, au plătit trei rulele în comunism. Cum plătit să plătească trei rulele? Am plătit cu toții și am plătit și am avut un fond imens. Acum te înjură toți pensionarii din România. Dar e treaba ta, mă rog. Foarte bine. Bun. Eu vă explic. Deci, și să creează niște lucruri total ciudate. Deci, maica mea, care, trebuie să vă spun, e un mare beneficiar al sistemului de pensii, măcar asta e singura satisfacție, că el s-a pensionat în 90. Cred că mă ascult acum, n-o să fie, o să mă înjure și maica mea. Deci încasează o pensie aproape de 4.000 de lei. A fost profesoară, gradul 1 așa de chimie la liceu, la la la. Din 90 până acum, bravo, dacă în schimb să pensionează cineva profesor gradul 1 mâine, nu mai asumă asta. Ia mult mai puțin. Da. Corect. Ca să înțelegeți. Da. Pe de altă parte, mama a avut noroc că unul ca mine s-a întors în țară și a cotizat la salariile alea de 18.000-19.000 și am ținut vreo 100 de pensionari în cârcă cu ce am cotizat. Numai că pe noi nu ne va mai ține nimeni, doamnă, că fiica lui Robert, la câte îi să fac, nu o să mai lucreze în România, a mea e plecată de mult și nici până cap nu-i trece să vină în România, n-are asigurare nici medicală, nici pensie în România, are în Olanda și în Elveția și cu asta basta. Și nu pot să o condamn,
pentru că își alege unde vrea să trăiască, cum vrea să trăiască și ce vrea să facă. Și dacă toți oamenii ăștia care ar putea să aibă venituri mari să cotizeze, nu vor cotiza la pensii, în momentul în care eu o să am peste 10 ani, 70 de ani, nu o să fie nimeni să-mi plătească pensia. Chiar dacă o să mi-o calculați dumneavoastră și chiar dacă o să fie mare, nu o să mi-o plătească. O să plătiți doar pensiile speciale pe care le știți și în rest nu o să mai plătiți nimic. Păi și nu o să mai mărească pensiile. Sau rezolvați altfel probleme. Tot vine inflația cu mare, așa. Pensiile o să mărească cu 100%, dar inflația va fi de 200% și lumea va avea jumate din banii dați. Ăsta e sistemul socialist, inclusiv în Franța, în Italia și în alte țări. Problema pensiilor în Italia și Franța e deja imens acum, pentru că în fiecare an și la ei și la noi, banii care se strâng la casa de asigurări nu ajung și atunci se finanțează de la buget. Și dacă bugetul nu dă, dar la un moment dat dă 5% din PIB, 7%, dar vom ajunge ca bugetul să cotizeze 20% din PIB la pensii. Până când nu vom mai avea bani de altceva, de sănătate, de educație, de nimic. Pentru că toată chestia asta nu poate să funcționeze la infinit. La fel cum, de ce merge un sistem în Elveția? Pentru că dacă eu cotizez în Elveția, îmi iau banii din banii mei. Să duc la un fond de pensii, mi gestionează. Stai, în Elveția puțin. Ceea ce descrii tu, Cristi, seamănă cu o schemă Ponzi, da, din aia așa, adică cam cel puțin în România în momentul de față. Da? Nu e în România, e și în Occident. Aha. În toate țările astea socialiste, Italia. Păi înseamnă că trăim în minciună în momentul ăsta. Adică eu cotizez în momentul de față. Dacă și cineva trăiesc crede că el cotizează și din banii aia o să-și vadă pensia. Nu, banii aia sunt păpați de părinții noștri. Noi vom lua vreun ban, dacă vom avea, de la copiii noștri. Și dacă copiii noștri emigrează și nu mai muncesc la noi, vor cotiza la un sistem de pensii olandez, francez, italienesc, nu la ăla românesc. Ai un dar așa să mă deprimi de fiecare dată, da, te rog. Deci singura șansă e să aducem niște de indieni, da, pakistanii, ca să vină să muncească aici și cu contribuțiile pe care ăia o să le plătească la pensii, să avem și noi o pensie. Și înseamnă că indianul ăla... Stai puțin, dar indianul ăla o să primească și el pensie aici la un moment dat, nu? Dacă stă. Pe care va plăti un filipinez. Acum, și ce vrei filipinezului va plăti în cel din urmă un rus. Păi nu, că rușii după vreo 200 de ani după războiul ăsta o să-și revină și vor plăti pensii, da. Ei, nu, dar ne revenim și noi. Este. O să mulțumesc, Cristian Sima, comentariul noi tău, nu ca de obicei. Sistemul e greșit. E greșit, am înțeles, Europa. Da. Nu, cred că în lumea și întreagă până e greșit. Nu se trece la pensii private total, da, nu se face nimic. E adevărat că nu e echitabil. Eu sunt de acord că nu ar trebui eu să iau pensie că am avut 18.000, 80.000 și să mai dau și la alții. Numai că sistemul a fost făcut de așa manieră încât e drept că la America ăla care cotizează mult la sistemul de pensie are o pensie imensă și ălalt are o pensie mică. Dar uite că elvețianul a făcut trei feluri. Nu, nu, la noi lasă. Are una minimă, da? De la stat în care iei 2.000 de euro pe lună pensie indiferent cât ai muncit, cum ai muncit, da. După care în funcție de contribuțiile tale iei mai mult. Da. Mulțumesc, Cristian Sima. Eu vreau să reamintesc că am avut și un exemplu care l-am dat mai devreme. Procuror, 52 de ani, proaspăt pensionar, 26.000 de lei. 26.000 de lei, procuror, proaspăt pensionar, 52 de anișori. Paolo! Domnul Vasile din București, vă rog, vă ascult. Da, domnule Vasile, sunteți în direct, vă rog. La chestiune. Da, uitați care este problema. Așa. Consider că noi pensionarii suntem discriminați din cauza stabilirii salariului mediu, pentru faptul că salariile astea peste 10.000 de euro și, și mai mult contribuie la punctajul nostru. Ori astea sunt cazuri ieșite din comun.
care n-ar trebui să ia în calcul. Cum și contribu-? Faptul că se fac angajări pe pire, tot pe salarii mari în toate astea, are importanța asupra punctului de pensie. În al doilea rând. Da. M-auziți? Da, vă aud. În al doilea rând, există o discriminare prin faptul că nu se asimilează la vechime și anii, cei care au făcut licee de specialitate economice sau de alte tipuri, da, au avut contracte, au făcut practică, da, au fost obligați să respecte contractul, s-au dus spus, unde, da, unde a fost și nu le se consideră. Mulțumesc, asta e problema pe care hai să vă spun invitatele din emisiune. Da. De ce nu se consideră acești... Se încalcă. Asta e interesant. În primul rând, studiile liceale... La liceele cu profil ar trebui să țină cont. Dar la liceele cu profil erau activități în cadrul orilor de atelier care nu știu dacă au fost nu renumerate. Au fost și oricum, pe sumele acelea nu ar fi adus un surplus la pensie, așa cum este formula în acest moment care să conteze. Noi tot venim și încercăm să găsim soluții care nu sunt cele corespunzătoare, să venim să cârpim, cum am venit cu stagii și avem tot felul de perioade considerate stagii asimilate, cum avem perioada armatei, perioada studiilor. Toată lumea caută o variantă prin care să mai crească un pic pensia. Exact, doamnă. Haideți să vă spunem, vreau le spunem oamenilor pe cinstite, da? Pentru că este, iertați-mă la un dat, spun din nou, e enervant să-l vezi pe unul. A fost procuror, am înțeles, a stat într-un, cum construit dosare, muncă, intelectual. Bă, 26 de mii de lei în comparație cu unul care zice, bă, și eu am muncit, mă, poate nu neapărat la strung. Am fost profesor, zice un om, dar și mi-am bătut capul. A trebuit să învăț, am avut o muncă solicitantă. Mie de ce îmi dai 2600 și tu să ai 26 de mii? În calea ferată, eu zilnic mi-am semnat libertatea dacă se întâmpla ceva pe lucrarea mea, eram legată. Păi și eu nu eram condiționată și stăteam sub tensiune? Mai avem încă un apel din... Mai spuneți, domnul Traian din București, vă rog, vă ascultăm. Alo, bună ziua! La chestiune, vă ascultăm. Bună ziua, stimate domn și bună ziua să rămână la stimatelor doamne. Îndrăznesc să vin la dumneavoastră cu o problemă legată de neluarea în calcul a unei perioade de peste 7 ani și 10 zile s-a avut de cu ecou și nu înțeleg. Vă rog, păi, dar închideți televizorul, da? Și ascultați-ne în... Nu, televizorul este închis, așa, vă urmăresc ca imagine. Da, zic. Ce se întâmplă? Am ieșit la pensie în 2019, încercând să ies la pensie cu o reducere de un an de zile, implicând și stagiul prestat în activitatea de grupa a doua, adică vreo 4 ani la acumulatorul și 6 ani și aproape 7 ani de zile la nuclear montaj. Bănuiesc că doamnele știu aceste instituții și apreciază într-un anumit fel. La momentul respectiv, după 1990, cele două unități au fost introduce în sistemul HG-1223 și OG-50, completate de normele ulterioare care au venit, iar instituțiile ca atare, societățile ca atare, au fost impuse în grupa a doua, parțial și în grupa a treia, în funcție de activitatea care se presta. Ce se întâmplă? Când eu am depus documentele în 2019 la... Așa. Sectorul 2, la Casa de Pensii. Casa de Pensii nu mi-a luat în calcul adeverințele pe care mi-au fost eliberate de către nuclear montaj. Că de ce? Că nu se încadrează în cadrul grupei a doua. Deși eu am adeverințe eliberate de domniile lor, am și certificatul dat de arhivul de cei care dețin arhiva acestei societăți, și am și extrasul de hotărâre. Care a fost justificarea? Iertați-mă, stați puțin. Care a fost justificarea? De ce au zis că nu le iau în calcul? Vreți să știți justificarea? Eu am fost la domniile lor, la doamna director în audiență și așa mi-a spus așa. Vă citez. Da. Aproximație. Domnule, așa, vă rog să ne înțelegem că situația noastră este, noastră aveți dreptate, dar e posibil ca, virgulă, Curtea de Conturi să vină și să interpreteze că locul de muncă unde a fost dumneavoastră nu corespunde activității de grupa a doua și ar însemna ca salariații noștri să aibă probleme. Așa că cel mai bine ar fi să vă adresați unei instanțe. Ei, la momentul la care mi s-a emis decizia, eu am făcut conform legii contestație către comisie și mai departe. Am primit abia săptămâna trecută răspunsul la contestație și am făcut acțiune în instanță. Bun, deci mulțumesc de la publicitate. Revenim însă cu această speța dumneavoastră și cu răspunsul doamnelor Pârcălabu și Barcari, dar imediat după publicitate. Asta este dirijarea ca să...
Să încercăm să lămurim și această speță. De fapt, cred că nu e una singură, ci sunt mii. De foarte multe ori oamenii merg la casele de pensie, ne spunea telespectatorul nostru, li se spune, contestați noastră în instanță că nouă ne frică să nu vină cumva naiba curtea de conturi să ne spună păi că n-a fost bine. Așa? Atunci pensionarii sunt obligați să umble prin instanță. Da, da, asta a făcut funcționar, doamna Barcari, ca să nu fie terorizați și să rezolve o situație. Ei, și, da? Sunt. Și sunt aduși în stare de isterie. De multe ori își bată nervii pe asta arată faptul că noi nu trebuie să modificăm legislația așa cum este legislația pensiilor și a salariilor atât de des. Pentru că, iată, ne trezim acum că mergem și citim documente și legi care au operat în 1970, în 1960 și vine un funcționar născut în 2001-2005 și să aplice legea. Legea trebuie să fie consecventă și să fie clară. Ori noi am intervenit de fiecare dată cum a fost o categorie profesională care a invocat un drept și a avut putere să a modificat legea. S-a schimbat și sunt atât de multe modificări. Da. Schimbarea modificării este schimbări. Foarte greu să le lămurești. Domnul Virgil din Bihor este alături de noi, vă rog. Bună ziua! Vă ascultăm. Am lucrat la întreprinderea de mașini unelte Margita. Pentru am adeverit, bureze? Am... Alo, m-auziți? Vă rog, da. Vă rog, vă ascultăm. Margita. Margita Bihor. Da. Am adeverință de la arhivă, pentru că întreprinderea nu mai există, în care îmi specifică că mă încadrez în grupa a doua de muncă, da, la care în decizia de pensionare, casa de pensii nu mi-o recunoaște pentru că zice că nu am actul administrativ. Eu am înțeles că conform ordinului 50, prin anii 90-91, întreprinderea cu sindicatul liber trebuia să facă un proces verbal cu tabel nominal cu cei care ne încadram în grupa a doua de muncă. Dar nu e vina dumneavoastră că nu s-a făcut tabel. Administrativ. Da. Dar s-o fi făcut, dacă s-a arhivat, s-o fi pierdut pe acolo. Așa, și deci nu v-au dat grupa a doua, nu v-au încadrat la grupa nu m-a luat, deci nouă de la IMU Maghita nu ne-a luat. Colegii așa. De la Înfrățirea Oradea, da? Întreprindere de mașini unelte cu aceleași produse. Lăsați-mă să ghicesc, păi aia i-a luat. Păi aia i-a luat. Ați văzut, era în păi sigur. Atunci da. Înseamnă că se poate plus, face. Da. Plus că, care-i treaba? Dintre colegi... Tot așa au dat în judecată. Așa. Sudorii și instalatorii, tratamentiștii da. Și au obținut da. Parțial unii. Da. Dar sunt trecut. Alții, sunt vreo 2-3 care casa de pensii le-au dat. Deci eu am strungarul care eu am înțeles pe noastră. Mulțumesc. Deci e clară situația. Pentru aceiași oameni poate au fost colegi, acum, ca să zicem așa. Să vedeți care sunt treptele de nedreptate. Una, că se duc la casa de pensii cu documente, cei de la casa de pensii din blocajele care le au acolo îi spun dați-ne în judecată. Da? E, acum vine fenomenul celălalt. La aceeași instanță de judecată, cu aceeași speță, unul câștigă, altul pierde, da. Unul câștigă, altul pierde. Am cazuri de m-am săturat eu. Am cazuri și la Constanța și la Brașov și pe judecătorul. Dacă a dormit prost, dă cu ciocănelul și zice nu ai fost la grupa a doua. Da, a dormit și prost și deștept pe bani mulți și ai noștri. Și pe pensie. Păi tocmai. Mare. Păi n-ar fi cazul să se trezească cumva. Dar n-ar fi cazul să nu mai ajunge la judecător. Adică să pui un om care a ajuns la pensie, a muncit, a cotizat, n-a stat să ține evidența hârtilor, că era treaba lor de la resurse umane, de la director. Discutăm iarăși de o situație particulară în care angajatorul trebuia să facă acel dosar privind încadrarea locurilor de muncă. Și dacă nu l-a fost, documentele acestea este vorba pentru rigoare, pentru că iarăși discutăm de drepturi care se acordă de la momentul stabilirii pensiei până la sfârșitul vieții. Ori trebuie să fim și riguroși. Cum vrem păi să fim? Să fim permisivi sau să fim... Omul ăsta ce vină are? El a fost riguros la locul lui de muncă, exact. Dar au fost alții și el plătește. Ce să pare aiurea. Adică ar trebui aici să le apărăm drepturile oamenilor care au muncit și au văzut de... Doamna Daniela din Brașov, vă rog. Alo? Vă ascultăm, doamnă, rapid, la chestiune. Rapid. Am două chestiuni. Vreau să întreb pe doamna Barcari, că bănuiesc că dânsa se numește așa, nu știu exact. Așa. Deci atât de vehement acum, când era în funcții suspuse, pe vremea PSD-ului,
n-a ținut partea pensionarilor. Și altă chestie, i-a dus la cunoștință că grupa întâi, eu am lucrat în grupa întâi, nu s-a transformat în specială. Deci, doamna Barcari a trebuit să rămână la antena și la... Haideți, doamna, nu mai intrați cu chestia asta, că dacă de fiecare dată când încercăm să rezolvăm câte o chestiune, și la mine se mai găsește unul să-mi aducă aminte că am făcut ceva greșit în viață. Toți mai facem și lucruri bune și atenție, nu e cazul noastră. Dacă e greșeală la antena, nu, eu n-am pus acolo. Da, mă rog, fiecare are câte o chestiune de genul ăsta. Nu. Problema este că redenumirea de la grupa antii la tuturor de fiecare dată. Vă rog, doamna Barcari, da. Nu, doamna are dreptate, mă rog, cu antena 1 n-are că n-am fost. Așa. Dar problema este că redenumirea, Consiliul European a cerut să se redenumească grupele de muncă și atunci când s-a făcut redenumirea, într-adevăr, s-au încălcat niște drepturi și cei care au fost la grupa întâi, în loc să fie pe condiții speciale, au fost trecuți pe condiții deosebite, fără niciun fel de temei. Nici sindicatele n-au participat la chestia asta, nu s-a făcut o evaluare a altor condiții de muncă, nimic. Vom da și concluzii de emisiuni imediat după publicitate, pentru că de data asta vreau să pun și-o două întrebări. Domnul Victor din Focșani, rapid, uite, vă dau din timpul pe care l-am zis să pun și-o două întrebări. Vă rog. Am vrea cu doamna Barcari, când vorbește cu domnul ministru Budăi. Așa. De la grupa întâia de muncă, toți rectificatorii, doamne. Ce? Rectificatorii au dreptul la grupa întâia de muncă conform ordinului 100 care a completat ordinul 50-1990. Rectificatorii au dreptul. Da. Am înțeles. Deci, meseria asta e prevăzută în teorie, în codul meseriilor acelea. Deci rectificatorii este exact cum sunt aviatorii, cum se spune. Da. Doamna, se vorbească doamna Barcari cu domnul ministru Budăi. Doamna Barcari se vorbească, că e colegă cu el. Nu, asta e pentru doamna Părcălap, că dânsa e colegă. Lăsați că dacă îl prind eu pe Budăi, îi spun eu de asta cu rectificatorii, dacă nu se... Prelucrări de materiale. Doamnelor, stați puțin, haideți să încercăm să tragem concluzii unei emisiuni. Trageți. Care, vă mărturisesc sincer, mai mult ca oricând mi-a făcut pielea de găină, pentru că, dom'le, nu există în țara asta, cred că, un pensionar pe care dacă... În afară de ăștia, sigur, șmecheri. Aici se poate. Dar și ăștia, să știți că și ăștia, dacă îi scutur un pic, zic că, păi, o avea o pensie mare de 26.000 de lei, procuror, dar nu mi-au dat nu știu ce indexare. Nu mi-au dat nu știu ce mărire. Adică au și ei o nemulțumire. Și zici, bă, dar cât trebuie să... Păi nu, că trebuia să am 29.000 de lei eventual. Explicați-mi totuși, haideți să vedem, e vreo șansă totuși, până nu murim toți în țara asta, să ajungem, doamna Părcălap, la o așezare a sistemului de pensii, la o regrare a lui... Să vă spun de ce nu? Șansa o avem pentru că suntem forțați. Să ne valorificăm șansa, așa? Pentru că ne-am angajat prin Programul Național de Redresare și Reziliență să venim cu o nouă lege. Și avem acolo una bună și una caldă, una rece. Cea rece este legată de acea condiționalitate privind respectarea ponderii cheltuielilor cu pensiile în produsul intern brut la nivelul de 9,4. Acum că toate lucrurile au ieșit din bunul mers, și aici mă refer la indicatorii economici și nu numai în România, să sperăm că vom avea șansa să revenim asupra acestei constrângeri și noua lege care va fi avută în vedere, care este angajată să fie până la sfârșitul anului, să rezolve mare parte din acele inechități, iar aspectele punctuale să foarte fie ulterior. Și asta pentru că dacă fiecare partid care pune mâna pe putere schimbă tot fără niciun fel de oprește, niciodată nu o să se facă vreun drum, nu o să se facă vreun spital, nu o să se aducă la stabilitate salarială și de asigurări sociale, jamais de la vie. Doamna Barcari, doamna Părcălap, dacă vă întâlniți, totuși, că poate vă întâlniți la un moment dat cu ministrul Budăi, cu alții și așa mai departe, spuneți-le, domnule, că
ar trebui, nu, că nu așteaptă nimeni o revoluție, înțelegem că ea nu se mai poate produce sistemul de pensii care este total bulibășit, dar să facă măcar un tabelaș cu instrucțiuni pentru cei de la casa de pensii. Tabeloi. Nu știu, un tabelaș, da, măcar. Dacă aș ști cât de multe spețe sunt acolo, la casa de pensii... De ce tabeloi nu e tabeloi? Din fericire, domnul ministru Budăi a lucrat într-o casă de pensii și vine cu experiența asta care nu poate fi contestată. Când eu m-am dus la casa de pensii a municipiului București, am ierarhizat niște lucrări restante, vreo 84.000 de lucrări restante, și când am vrut să le inventariez, am constatat atunci și grupându-le pe subgrupe 4-6 de problematici. Gândiți-vă că toate detaliile acestea pe care le auzim noi sunt spețe care trebuie soluționate. S-a inventat în meseria, în România, meseria de consultant în dosar de pensionare? Nu s-a inventat. Avem tot felul de consultanți, dar aici nu. Este o provocare la care mă gândesc. Da, cred că, nu știu, uitați, e și un business la un moment. Da, pentru că și în instanță, dosarele sunt, când se solicită un expert, se cheamă un expert contabil. Da, care nu are legătură. Consultant, unul care să știe tot și de dinainte de 89 și după 89 la liniuță. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc la finalul emisiunii. Dar vă mai aștept în măsura în care mai aveți timp să dialogați, nu cu mine, cu telespectatorii B1 TV și cu românii, de fapt, care sunt la pensie și care au situații înfiorătoare. Vă doresc să fiți sănătoși. Ne revedem luni la emisiunea Sub semnul întrebării. Toate bune!